Bună ziua, doamnelor și domnilor, Magda Popescu sunt și urmăriți analiza zilei la Antena 3 Vâlcea. Iată că guvernul pregătește pachetul de măsuri fiscale cu care ar trebui să revoluționeze România și veniturile românilor. Doar că până una alta, conform specialiștilor, guvernul Ciolacu reușește doar să dea în cap oamenilor de afaceri cinstiti și onești din această țară care își plătesc cu rigurozitate taxele și impozitele. Despre măsurile fiscale care urmează a fi implementate de la 1 octombrie 2023, discut astăzi cu doi întreprinzători, doi oameni de afaceri din județul Vâlcea, oamenii de afaceri trecuți prin acest carusel al schimbărilor fiscale și legislative de-a lungul anilor. Bobiță Cătușanu, artist, întreprinzător în zona de evenimente. Bună ziua, bine v-am găsit. Și Romulus Ghinoiu, om de afaceri, întreprinzător Horeca. Bună ziua! Bună ziua, mulțumesc pentru invitație și bine v-am găsit. Iată că guvernul Ciolacu ne promite că o să o duce mai bine. Da. Domnule Cătușanu, cum nu se știe? Pentru că, uite, micro-întreprinderile care realizează venituri până la, de până la 60.000 de euro nu mai au impozite 1%, trecem la 3%. Și asta este doar prima dintre măsuri. Da, pentru zona micro-întreprinderilor asta este o lovitură puternică și cu siguranță aceste lucruri, dacă vor trece de Parlamentul României și vor deveni legi, vor afecta o mare parte din mici întreprinzători care până la urmă cam mișcă economia acestei țări, fiind și foarte multe companii la nivel național. Evident că dacă pe mine mă deranjează ceva în mod special, este faptul că nu există predictibilitate și că legile sunt schimbate pur și simplu după cum se schimbă un guvern sau un interes de moment al unei coaliții. Oameni care nu prea au legătură cu sau nu înțeleg, și acum vorbesc din punct de vedere al artistului Bobiță Cătușanu, da. Nu înțeleg pur și simplu cum funcționează această industrie a muzicii din România, fiindcă noi în acest moment, cu toate taxele care le plătim pe biletele de vânzare la evenimentele organizate de noi sau de cluburile unde mergem sau săli de concerte unde susținem evenimentele, da. Taxele sunt aproximativ 42%. Vă dați seama că din tot ce, deci din prețul final al biletului, 42% în acest moment, vorbesc, da. Când TVA-ul e 5%, se duc către taxe și impozite la stat, rămânând diferența până la 100%, în care noi trebuie să suportăm practic toate cheltuielile care le generează aceste evenimente, și anume chirii de săli, transport, nu știu, catering, cazări și, bineînțeles, și acel profit care trebuie să rămână în urma activității pe care noi o desfășurăm în mod legal. Vă dați seama că în acest moment industria muzicală din România, care abia se mai tărăște așa de câțiva ani de zile, încearcă să țină pasul cu toate aceste schimbări și reglementări pe care ne aduce guvernul, așa cum se trezesc ei dimineață și consideră că noi suntem zona care ar trebui să ni se pună în cârcă, da. Încă noi taxe și noi biruri. În momentul ăsta cred că sunt foarte multe afaceri mici, cluburi și artiști la început de drum, care pur și simplu își vor încheia activitatea, fiindcă nu vor putea susține, sau există și această posibilitate pe care evident că o dezavoiez și nu vreau, da. Să fiu pus în această situație. Vom reveni ca în anul 2000, da, când se orbecăia așa prin industria asta și, nu știu, la un spectacol se vindeau cu banii cash la intrare, ți se dădea nu un bilet fiscalizat, ci o brățară de intrare ca să știi câți oameni au intrat în sala aia, și oamenii vor încerca să supraviețuiască așa, riscând, evident, probabil dosare penale și da. Să intre în conflict cu legea. Și asta nu este în regulă, nu aici este evaziunea, sau eu n-aș avea nimic împotrivă și taxele și aceste taxe să se mărească, doar că noi nu le vedem aceste taxe întorcându-se în infrastructura de spectacol. Și aici vă spun cu sinceritate că Bucureștiul, care este capitala țării, nu are o sală de spectacole de capacitate mare. Toată lumea se îngrămădește pe sala Palatului, care e o sală veche. Din punct de vedere tehnic este total depășită, capacitatea este totuși de
4.000 și ceva până în 5.000 de locuri, ceea ce este insuficient pentru ceea ce marile concerte. Da, te îngrădește. Adică nu poți să faci marile concerte, exact, să aduci artiști mari, da? Și atunci evident că ești obligat să ieși în piețe, să blochezi trafic în București și zile întregi străzi blocate pentru a se monta o scenă, spre exemplu, nu știu, în Piața Constituției sau în Piața George Coșbuc din București, sau alte piețe unde se mai organizează evenimente, în parcuri, spre exemplu. Dar, evident, toate acestea vin la pachet cu niște chirii astronomice pentru închiria acestor spații, pe care, ghiciți ce, tot noi le plătim din diferența aia de ce mai rămâne, 68% din, sau 58% din ce rămâne din taxe. Da, și asta domnule, este cont. Domnule Ghinoiu, ce înseamnă pentru afacerea dumneavoastră această mărire de prag de la 1 la 3%? Este triplarea impozitului pe venit, nu pe profit, că da. Mai este și acolo următor o altă discuție, da? Deci o să plătim de 3 ori mai mult impozit pe venit, plus TVA-ul va crește cel puțin la zona de prăjituri, unde eu activez și așa, de la 9 la 19%. Deci încă 10% taxe direct, care până la urmă vor afecta și consumatorii, pentru că probabil o parte din creșterea asta o vom susține noi, dar ca idee ce face statul, până la urmă scumpește viața românilor. Despre asta e vorba, că cei care plătesc taxe vor mări automat prețurile. Cei care nu plătesc, că nu au plătit nici până acum, nu sunt afectați de nimic. Am mai discutat până la oficializarea acestor taxe, am mai avut odată discuția asta, chiar la dumneavoastră în emisiune, despre tot despre oamenii care își plătesc taxe este vorba. Ei vor fi afectați, ceilalți nu. Păi despre asta vorbim până la urmă. Da, aici greșește guvernul, pentru că până la urmă tu vrei să colectezi mai mult, ba chiar s-ar putea să fie efectul scontat și să-i faci și pe aia care plătesc, exact cum zicea Bobiță, să găsească tot felul de discuții. Și mai e o problemă, atenție, la cei care chiar au un business bun, în sensul în care fac din cifra de afaceri 30% profit, da, vor plăti 16%, a da? A dispărut? Nu știu. După multe negocieri l-au scos. Era vorba de pragul de rentabilitate. Da, da, asta. Și peste el se aplica acel impozit de 16%. Da. Adică este așa o nebunie. Practic, pe ăla care muncește și are o eficiență în businessul lui, îl cocoșezi, îl rupi. Da, mulți consideră că acest pachet de măsuri fiscale și specialiști, economiști, consideră că este practic un număr de iluzionism. Deci vă dați seama, practic, ce experiență se face pe spatele românilor. Pentru că, iată, de la 1 octombrie crește și salariul minim pe economie, da, la 3.300 de lei. Eu nu spun că nu ar trebui să crească salariul minim pe economie, dar dările tot oamenii de afaceri le plătesc în țara asta. Și ei angajații, că și au o parte din cei 300 de lei care le crește, nu o să le crească total, că în jur 46% merg către stat, deci ei vor lua în mână până în 150 de lei. Așa, dar nu asta e problema. Oamenii trebuie să înțeleagă că e bine să crești salariul, dar toate firmele astea, tot ce se cumpără, se bazează pe angajați. Ori automat va fi nevoie inclusiv să-ți calculezi impactul. Pentru noi, de exemplu, nu este un impact așa mare, dar pentru firme care au sute mii de angajați, clar, va fi un impact destul de mare și se va regăsi creșterea aceasta salarială tot în prețul final, pe care îl vom plăti cu toții. Repet, asta n-ar fi cea mai mare problemă, ba din contră, mărește la 3.500, la 4.000, dar lasă taxele celelalte până la urmă, nu mai pune taxe pe muncă. Sigur că care noi sunt cele mai mari. Despre asta e vorba până la urmă. Te duci în zonele astea în care tot taxezi, suprataxezi. Și mai am o problemă care chiar vreau să-mi iau puțin credit și o să-mi iau. Cea mai mare firmă din domeniul Horeca, care este la nivel global, nu o să pot să dau numele și nici nu vreau,
a declarat profit în România și am și făcut la un moment dat o postare despre treaba asta, a declarat profit în România 30 și ceva de mii de euro, 37 cred, sau 27, în fine, nu contează, la o sumă, la o cifră de afaceri de 300 de milioane de euro, 297 de milioane de euro. Deci la 297 de milioane de euro, ei au declarat cât am declarat eu la Zumsărie aici, cu o locație și ei au 400 de restaurante. Cred că se știe despre ce lanț este vorba. Au declarat profitul ăsta. Deci n-ai cum așa ceva. Domnule Ghiulă, încă o dată, este legal? Este legal, dar... Păi da, cumva, asta vă spun. Cine permite genul acesta de situații? Legislația din România. Care legislație? Legislație votată în Parlamentul României și trecută prin guvern. Că până la urmă despre asta este vorba. Nu, domnule Cătușan, dacă dumneavoastră găsiți într-o țară măsuri, cum să zic, da, da, măsuri propice pentru acolo visul... te duci, da, să-ți susții da. Binisul. Nu? Eu aș reveni un pic, apropo de inechitate și de inechitate asupra aplicării legii în ceea ce privește TVA-ul la biletele de acces la concerte. Da. Evident că toate aceste taxe se vor găsi într-un preț final al biletului, care evident îl va suporta... din păcate, fanii noștri sau cumpărătorul de bilet. Da. Dar aici ei au venit cu ultima soluție care înțeleg că e pe masa guvernului, este ca toate instituțiile de cultură din subordinea statului vor rămâne pe TVA de 5% și noi privații, adică exact noi ăia care venim și nu luăm nimic de la stat, doar dăm în fiecare lună, da, să se aplice TVA-ul de 19%. Și atunci există și acea inechitate și de concurență neloială între noi și instituțiile statului, pentru că dacă mă duc un spectacol și am TVA 19%, din start voi avea un spectacol mai scump decât cel care face, să zicem, un concert similar de la stat, cu 5%, ceea ce ne va afecta foarte, foarte mult și sper ca totuși aceste propuneri să nu treacă de Parlamentul României. Dacă vor trece, va fi un dezastru. Vor trece, fiindcă evident au majoritate, și dar eu totuși sper că anul viitor totuși este un an electoral. Cine își asumă până la urmă? Ce partid își asumă? Ce partide, mă refer, din cele aflate la putere astăzi și care au factorul decizional în pix. Da, PSD oricum va fi... Păi da, că el e în pixul, păi, în pixul lor, da. Dar doar nu știm cu toții și ne plângem că o altă formațiune politică, și aici, nu știu, o să spun cu subiect și predicat AUR, da? Da, câștigă da. Procente foarte mari, câștigă foarte multe procente. De ce? Pentru că vin cu un mesaj populist, fiind în opoziție și permit și n-au ce... pierde până la urmă decât doar de câștigat. Lucruri care și sunt nereale. Bineînțeles că sunt, absolut că sunt nereale, dar eu asta spun, să nu se mire anul viitor că vor avea un șoc în alegeri și că vor trebui să se alieze și cu să, nu știu ce să facă astfel încât să aibă o nouă majoritate care să poată să-și ducă programele de guvernare la capăt. Doar că, repet, anul viitor e un an foarte important. Și eu cred că ar risca foarte mult în zona asta, pentru că zona noastră artistică și zona de mici întreprinzători, cum sunt și eu și Romulus, suntem foarte mulți și oamenii sunt atenți la lucrurile astea. Noi nu vorbim de mari companii care, evident, cum spunea el, o mare companie care are cifră de afaceri de, nu știu, 10 sau sute de milioane de euro. 296. Nu contează, 300 de milioane, că unde sunt 296, 3 nu mai contează. Dar vin și declară un profit în România de 300 și 30 și ceva de mii de euro. Păi hai să fim serioși. Atunci hai să închidem țara asta și mergem acasă cu toții. Că eu, repet, sunt de acord să plătesc taxe mai mari, dar să văd în infrastructură. Eu jumătate din viață mi-o petrec mergând pe aceste drumuri proaste din România, când mă duc și cânt în tot felul de sări și în tot felul de cluburi care sunt insalubre, nu știu ce, fiindcă, bine, cluburile se zice că ține de zona privată, dar în sân de spectacole. Mă gândesc cu groază unde să fac concertul aniversar de anul viitor, Antract Magic, așa se va numi, da? Și n-am decât o singură sală în Râmnicu Vâlcea, cu o capacitate oricum subdimensionată față de interesul arătat pentru acest eveniment, de 550 de locuri.
atât se poate la Râmnicu Vâlcea. Există o altă sală foarte frumoasă, există sala de la Consiliul Județean, dar are doar 300 și ceva de locuri, ea nefiind făcută și gândită pentru spectacole de o anumită capacitate, mai există sala de la Teatrul Anton Pan, care are 200 și ceva de locuri, și evident arenele Traian, care sunt foarte mari și acolo, ca organizator, nu prea poți să-ți asumi riscul la o producție, așa cum va fi Antract 40 de ani de anul viitor, să riști cu vremea, adică să faci o producție cu niște costuri imense în care să vezi că în ziua aia plouă sau ai un cod roșu sau portocaliu de ploaie și îți distruge tot evenimentul. Și de asta spun, nu m-ar deranja să mai plătesc și mai mult decât plătesc, dar să văd că banii ăștia se duc, pentru că ce deranjează pe mine, chiar mă irită lucrul ăsta, să văd că practic apare de nicăieri așa un deficit bugetar imens, pe care oricum toate aceste lucruri pe care ei și aceste măsuri pe care încearcă să le ia guvernul pentru a încerca să redeseze această gaură, nu vor fi nici măcar 20% acoperite de, și 20% fiind foarte optimist, fiindcă cu siguranță foarte mulți vor trece din zona albă în zona gri, dacă nu chiar neagră, și vor încerca să salveze pielea gândindu-se la el, nu la domnul Ciolacu, nu la domnul Ciucă, nu la alți domni care stau în Parlament și care vin cu niște măsuri neînțelegând practic cum funcționează ei. Sigur, guvernul gândește la nivel macro. Acolo așa, asta te-ți facă. Nu trebuie să gândească la Bobiță, la Romul sau la nu știu ce mică afacere. Da. Problema este că 80% din cei care cotizăm la bugetul României sunt întreprinderi micro, mici și mijlocii, nu sunt companii mari. Și companiile mari de obicei au patronat de afară, da, și externalizează profiturile afară și aici declară, practic își optimizează, ca așa spun ei. Da, da, își optimizarea cheltuielor și a profitului și, domne, hai să le lăsăm și la fraieri ăștia 30 ceva de mii de euro, noi am făcut 100 de milioane și... Da. Pe de altă parte, puterea companiilor mari care vin în România și care, ghiciți ce, sugrumă efectiv inițiativa românească. Și economia. Și economia. Au extras 300 de milioane de euro din economie. Mm-hmm. Au extras, efectiv, că n-au rămas în economie. Da. 300 de milioane de euro care pot ajuta mult la orice înseamnă infrastructură. Și atenție, sunt companii mari, eu cunosc foarte multe companii mari, care aici nu au investiții în imobiliare, în ceea ce locurile lor de muncă, da? În clădiri, în fabrici, sunt pur și simplu în chirie. În momentul în care România nu le va mai servi interesele, au dat cu cheia, au plecat și merg în altă țară unde, evident, vor găsi alte legi mai bune pentru interesele lor. De acord. Ce ar trebui să se întâmple odată după 1 octombrie, domnule Ghinoiu? Dacă, iată, aceste măsuri, n-aș mai folosi dacă, pentru că sigur vor intra în vigoare. Sigur, să nu treacă, cum a zis și Bobiță. Da. Problema este că probabil vor trece. Antreprenorii, ca să nu dea cu cheia, vor trebui să mărească prețurile. Prețurile vor pune presiune pe consumatorul final. Consumatorul final va sta în casă, nu mai vine va să consuma mai puțin. Mănânce o prăjitură, că na, da, e produs, poate să-l facă acasă și așa. Da. Și asta se va întâmpla ca tu la un moment dat să dai afară. Va fi exact efectul de criză. Tu mai dai un om afară pentru că nu-ți mai permiți, că ți-au scăzut vânzările și așa mai departe. Da. Te uiți și pe profit, că până la urmă de-ai investit sute de mii de euro în tot ce înseamnă orice business, nu doar al meu, și la Bobiță, și suntem antreprenori mici, dar cu costuri mari. Întorcându-mă la ideea de așa, ei, ăștia multinaționalele, care nu își declară profit în România, nici măcar nu au, dacă ar fi să aibă 1% pe cifra de afaceri, ar lăsa ceva bani în țară. Da. Ei, în schimb, au 16% pe profit. Deci, ei vor plăti 16% din cei 30.000 de euro pe care au declarat. Profit. Dar sunt și firme care au declarat zero și au avut sute de milioane de... Sau chiar pierderi. Da, sau chiar pierderi, da. Mă rog, acolo pot fi anumite investiții pe care le-au făcut, dar
Da, și guvernul se mulțumește cu faptul că aceste companii dau locuri de muncă și vezi, Doamne, da, domnule, ținem șomajul sub control. Așa, pentru că este o concurență neloială între mine și evident că da. Ăsta. Adică eu plătesc la sfârșit de an sau lunar, plătesc cu cărți de muncă cu tot 200 și ceva de... Ei plătesc mult mai mult raportat la angajații pe care au. Dar profitul meu este terminat la, cum se cheamă, la sfârșit de an de taxele astea. Pentru că este. De exemplu, anul trecut, vă dau cifre concrete, am făcut 20 ceva de mii de euro profit curat la noi, la locație, da? Mărindu-se, triplându-se impozitul pe venit, am calculat, înseamnă exact 56 de mii de lei, așa, deci... Adică un pic peste 10.000. Jumate din ei mi-a luat instant, doar din pix, așa. Da. N-au investit niciun ban, sunt la o parte că am obținut acum niște fonduri europene, dar încă nu s-au investit banii ăștia, deci până acum ei n-au venit să susțină absolut nimic. Și au din pix sau mi-au știrbit profitul. Mie și nu e vorba de mine, e vorba de sute de mii de antreprenori care sunt în zona asta de micro. Da, și apoi noi va trebui să susținem, evident, acest aparat de stat, da, tot ce înseamnă instituția ale statului, cu foarte mulți angajați care evident că sunt neeficienți, sunt aroganți atunci când te duci și le ceri o informație și te tratează cumva de sus și toate lucrurile astea să știți că se văd și la un moment dat undeva va exploda, că știi, românii înghit, cum a fost și în practic în 89, nu mai suporta nimeni pe Ceaușescu, dar la un moment dat a trebuit să vină, nu știu, așa o mămăligă nea, se spargă mămăliga, știi? Da. Așa și aici, adică oamenii la un moment dat nu vor mai putea, fiindcă știi cum e, decât să plângă mama, mai bine să plângă maică-ta și atunci hai să vedem și va fi un haos. Eu nu cred că astea sunt soluțiile, repet, chiar dacă ele vor trece și probabil că în cea mai mare măsură ele vor trece. Da, 100%. Haosul va fi cu câștigarea aur. Da, cu siguranță. Niște se vor umi și ei. Tot noi o să tragem pentru că... Bineînțeles că da, că acolo nu există expertiză și nu există decât din opoziție ușor să țipi. Soluțiile nu le au nici ei, cu siguranță. Ei s-au dus pe zona asta de cheltuieli bugetare mari. Da. Au zis, vreți salarii mai mari la medici? Da, dar nici mor oamenii în spital. Și mor oamenii da, în spital. Așa este. Așa. Vreți în educație salarii mai mari? Vă dăm salarii mai mari la fel, fără nicio eficientizare, niciun concurs. Rămân oameni care sunt de 5, care să-ți predea copilului tău. Adică au mărit salariile, dar fără... Da. Ai vorbit de spitale, chiar ieri am văzut o știre cu acel spital, sper să nu greșesc, din Călăraș, care este un spital ultramodern cu absolut toate echipamentele de care are nevoie un spital modern din anul 2023, care nu funcționează fiindcă nu are personal. Vă dați seama câți oameni au plecat din țara asta, în momentul de față, din cunoștințele mele, sunt peste 5 milioane de oameni plecați la muncă din țară și ghiciți ce, pe lângă oamenii, nu știu, muncitori care pleacă acolo, că zidari, că în construcții, că te miri pe unde, dar foarte mulți din cei care statul a investit în educația lor, și mă refer, eu sunt în facultăți și noi nu mai apucăm să beneficiem de știința lor și de tot ce au învățat, fiindcă ei când termină facultatea, văd sistemul din România că este neschimbat, că mai nou, parcă azi am văzut știrea că nu știu ce director de ăsta de spital lua șpagă ca să pună în funcții pe nu știu cine și atunci ne mirăm că adevărații profesioniști, adevărații oameni de așa, vor pleca. Șpagă, și medici. Dacă vreau să vorbim așa, că n-am venit să dau bine la televizor, am venit chiar să vorbesc despre ce se întâmplă în așa. Chiar cunosc un medic care îi se cere 20.000 de euro șpagă să intre în post și la Vâlcea l-a prins pe un om acum de... Da, de curând. Intră oameni care au bani să dea, dar nu intră oameni care au o notă bună. Cum vine asta? Nu e absurd? Este absurd. Păi, absurd. Și după aia te plângi că ne plângem noi, că noi suferim. Te duci cu copilul la spital, am fost cu copilul la spital și un medic extrem de arogant, îl durea burtica, s-a pus cu burtica, efectiv, chiar vreau să vă povestesc treaba asta, că sunt despre taxe și tot despre asta e vorba. Bineînțeles. Bineînțeles, că până la urmă și pentru ce plătim taxe. S-a pus cu burtica pe patul acela unde trebuia să-l consulte și efectiv că de ce stă copilul așa? Și am explicat, păi îl doare burtica, de asta am venit aici. Ia să-l doară și în funduleț.
foarte arogantă. Și atunci a trebuit să explic doamnei doctor că nu m-am dus să cer nimic de la ea de acasă. Eu am venit cu copilul nu de plăcere la spital. Da, bineînțeles. Și pentru, pentru a vedea și nu a vorbi. Au și o aroganță. Nu au cursuri de comunicare, nu știu să vorbească cu pacienții. Nu știu nici măcar să întrebe ce are copilul. Efectiv, o chestie de te doare capul. Nu e normal. Nu e normal deloc. Nu e normal pentru că ei nu înțeleg că ei sunt în slujba noastră și că acolo, pe lângă meseria pe care o face, el este practic, noi practic le plătim, ei sunt la stat. Că ești la privat, acolo te duci, plătești serviciul, ai plecat acasă. Dar timp când nouă ni se opresc atâtea taxe, din toate taxele astea că le plătim și către CASS și CAS și sănătate și... Ca să nu vă mai spun că, spre exemplu, în București și în orașele care au clădiri de astea monument istoric, noi plătim o taxă de 1% pentru monument istoric. Adică atunci când cântăm în București, în centrul Bucureștiului, la kilometru zero, într-un club de acolo, plătim la bilete și această taxă de 1%, că afară este nu știu ce statuie care, sau că e clubul ăsta într-o clădire de patrimoniu. Ok, dar cu banii ăia, 1%, de-a lungul celor 30 de ani de când am trecut în zona asta de libertate totală, da? Cum adică banii unde sunt? Vreau să văd și eu că ai făcut fațada aia. Era să mor în București, mergând cu soția mea, eram în plimbare, mergeam către un parc și la 20 de metri de noi, deci nu exagerez, 20 de metri, a căzut un colț din ăsta de clădire, de cred că o tonă, două tone cât avea, că era un bolovan imens, pur și simplu în fața noastră. Îți dai seama, adică murim pe stradă deci și, ei se rezumă la pune un afiș, atenție, cade tencuială, peste puțin și eu ce fac, eu merg așa pe stradă și eu nu, da, adică rezolvă problema, nu-mi pune afișul ăla că nu te absolvă de vină chestia. Toate lucrurile acestea despre care discutăm și care ne afectează și ne impactează viața de zi cu zi, da? Ar trebui cumva să fie rezolvate, nu cumva, ar trebui sigur să fie rezolvate de instituțiile statului abilitate, da? Iar noi contribuim la toate aceste lucruri cu taxe și impozite și nu mici, așa cum am văzut. Care se triplează peste două. Care se triplează, bineînțeles. Da. Pentru că... Dar revenim că aceste lucruri din instituțiile statului te-ai făcut oameni competenți. Și eu nu spun că toți sunt incompetenți la stat, Doamne ferește. Dar se vede cu ochiul liber că aparatul ăsta al statului este pur și simplu îmbâxit de oameni puși doar pe numiri politice, da. Că e soție, că e amantă, că e prietena lui nu știu care, că trebuie să deschide o ușă, că te duci la un tu știi, că asta e o frustrare mare pentru un om care s-a pregătit și are o facultate, două, trei, peste și, tot, și te duci într-o instituție de stat să vii să ajuți cumva sistemul, n-ai loc de nu știu ce, nu știu, să pițipoancă, fiindcă e acolo, doar fiindcă... Pițipoancă oricum este la putere în mai toate instituțiile statului. Da. Este o specie... Cât mai bine definită. Da, da. Bine, acum, na, poate sunt și doamne care sunt capabile. Cu siguranță? Dar este și pițipoanca și este și pițiponcu mai nou. Adică, știu că pare incredibil și suntem... Emitorii de afișe care trebuie să fie plătiți pentru că au lipit afișe în campanie electorală, trebuie să aibă și ei un job și... Eu am avut o ieșire de genul ăsta într-o instituție de taxe și impozite pe persoană fizică și m-am dus să plătești ceva. Și doamna de acolo mi-a spus, acum cu hârtiuța asta mergeți la nu știu ce ghișeu și am spus, nu, stați puțin, nu eu fac asta. Da. Noi asta trebuie să aveți un sistem de asta centralizat și computerizat în care să-mi scanați acest document, dați la colega unde m-a trimis pe mine la ghișeu, nu fac o a doua coadă. Am făcut o coadă, mi-am luat bon de ordine, am așteptat, iată că sunt în fața mea, să vă rog frumos să vă dedicați să ne rezolvați problema. Știind că, da, iată să facă lucrul ăsta și să nu fac scandal, să creez acolo o situație, s-a ridicat frumos, a strâmbat un pic din nas că m-am adresat și i-am spus că știam drepturile și s-a dus frumos, mi-a dus, poftim domnul Cătușanu, mulțumesc, la revedere. Acum a trecut legea asta și bine că a trecut că nu mai poate să te trimită, ei sunt obligați să aibă YouTube, Xerox în instituție, altfel te trimitea. Faceți o bun, ca să mai vorbim că afacerea cu Xerox era cuiva care avea un Xerox, ghișce. Dosarul cu șină, adică... Da, revin. Deci și Xerox-ul ăla mărât, deci 10 bani cât costă sau 25 de bani cât costă pagina, era acolo în locul potrivit, chiar vis-a-vis de instituția asta ghișce, dar nu a un întreprinzător privat, ci a cuiva care era acolo băgat în priză. Da. Foarte interesant. Păi foarte interesant, da. Sau mie în finanțele hai să zic România, ca să nu... Da. Tot îi spuneam, domnule, dar de ce îmi trimite? Ce o să trebuie să plătesc TVO până la 25 ale lunii, da? Uh-huh. Și eu sunt în 23. Eu nu am întârziat o zi cu nimic, cu nicio taxă, cu niciun TVA, dar
Eram în 23 și la un moment dat primeam tot și m-am dus la finanțe și am zis, dar de ce îmi trimiteți pe 23? Că eu mai am încă două zile, eu vreau să trimit pe 25, așa cum îmi permite mie legea, da, să-ți trimit. Exact. Și mi-a zis domnul Cătușanu că de când am avut salariile tăiate de Băsescu cu aia 25%, noi acum pe fiecare corespondență în asta pe care o trimitem mai primim 0,50 de bani și la niște mii de din ăstea, da, ni se... Păi cum adică? Adică vă dați seama unde am ajuns? Și atunci, bineînțeles că dau de păpică și Poște Române, care vine poșteașul, da, săracul cu ghiozdanul la după el și se aduce ție o chestie că tu ești în termen. Bineînțeles că spun asta de acum, nu știu, câțiva ani, probabil că nu mai există, dar vreau să spun cum a mers sistemul până mai de curând. Da. Puși pe drumuri, umiliți, la cozi. Lucrurile au fost și bune, să nu fim doar, că au fost, sunt în anumite bune. O concluzie, haideți să... Bineînțeles că sunt, dacă... Bineînțeles. Eu personal le văd, pe zona asta de digitalizare și așa. Da. Ok, și asta e cu duși într-o. Haideți să concluzionăm, domnule Ghinoiu. Eu trebuie să concluzionez. Păi dumneavoastră și apoi și Bobiță, da, prietenul nostru, foarte activ. În concluzie, se triplează anumite taxe, se mărește, da, TVA-ul și așa mai departe, inclusiv nu doar pe cifra de afaceri, și pe anumite coduri CAEN specifice, deci cum ar fi restaurantele, cum ar fi activitățile de bar, deci ei vor plăti automat 3%, fie că au 60.000 de euro, fie că nu au 60.000 de euro cifră de afaceri pe an, vor trece la 3%. Da? Deci li s-a triplat. Da. În concluzie, se vor mări toate taxele, prețurile la produsele. Da, oamenii de afaceri vor avea iar o povară fiscală pe umeri, domnule Cătușanu, sigur că prețurile vor sări în aer. La ce altceva să ne mai așteptăm? Păi asta o să ne așteptăm, că scapă cine poate. Vom vedea dacă aceste măsuri au fost cu adevărat benefice. Rezultatul lor vor veni probabil în următorul an fiscal, unde guvernanții, da, noștri vor vedea ce năzdrăbânii au mai făcut. Și da, cu siguranță și biletele la concerte vor fi mai mari decât cele de până acum. Sume care vor fi scoase din buzunarul consumatorului și anume a publicului de spectator. Și ei trebuie să știe că acești bani nu ajung niciodată la noi, ci la stat și nouă rămânându-ne o mică parte din toată munca noastră, încercând să găsim soluțiile astfel încât optimizându-ne și noi cheltuielile care generează deplasările prin țară, cazările, la fel. Și noi și cu Horeca vom fi foarte, foarte loviți de aceste decizii ale lor. Mulțumesc tare mult pentru prezență, domnule și domnule, alături de mine a fost Bobiță Cătușanu, artist, întreprinzător în zona de evenimente, mulțumesc. Romul Zghinoiu, întreprinzător în zona Horeca, greu încercată și cu pandemia și cu toate celelalte măsuri care au venit. Eu sunt Magda Popescu, ați urmărit analiza zilei la Antena 3 Vâlcea. Vă doresc o după amiază minunată, la revedere! La revedere!